deci mai despre să asculte. Toate drumurile trec prin să asculte. Ce trec, Doamne? Dar de ce trec? Eu mă duc... Deci asta m-a schimbat. E din grup propriu. Nu-i ca înainte, dar e din grup propriu. Oh, mă, cavar, da. Apoi noi suntem de... Lasă asta că am venit la... irigații, lasă că mergem acolo. Haideți un pic în birou la mine, două minute, și după aia facem o întâlnire. Închizeți, doamne consilier, domnul Victor la liceu, care l-am primit la dumneavoastră. Vreau să vă spun cu ce ocazie sunt pe bine. Avem un obiectiv de investiții foarte important pentru irigații. I-am spus directorul general și așa fac în toată țara, la fiecare obiectiv de investiții din țară mă vreau să-l văd personal. Iată, a ajuns la rând cel de la Sascut. Vreau să văd ce se întâmplă la fața locului, vreau să stau de vorbă cu constructorii, vreau să văd dacă s-au încadrat în timp, vreau să văd când vor termina acest obiectiv de investiții, în așa fel încât lucrurile să meargă cum trebuie. Apoi, doresc să știu, am fost la centrul local Apia. Am ajuns aici, la centrul local Apia, acum câteva minute. Am intrat acolo, am văzut foarte bine, au o locație bună, se îngrijesc să văd ce și cum. Sunt cu directorul general de la Apia aici. Sunt cu directorul de la ANIF aici, directorul general de la ANIF. Pe amândoi i-am luat pentru aceste două mari obiective. Deci, investiții și doi, dacă sunt probleme și care sunt problemele privind acordarea subvențiilor în agricultură. Acum stau și vă ascult pe dumneavoastră și să-mi spuneți ce probleme aveți, pentru de aceea am venit aici. Să-mi spuneți dumneavoastră care sunt problemele pe care le poate rezolva Ministrul Agriculturii, în așa fel încât această întâlnire să se soldeze cu un rezultat pe care îl vreți dumneavoastră. Vreau să vă apreciez pentru munca pe care o desfășurați aici. Știu foarte bine, îl cunosc pe domnul primar de foarte mult timp. Îl știu ce om este, știu hărnicia acestui primar, cunosc atitudinea lui, cunosc efortul pe care îl face și încă o dată vreau să-l felicit și să vă felicit pentru ceea ce faceți în Sascut. Am înțeles că trebuie să mergem și la liceu. La liceu. Vom vorbi acolo despre ce... Uitați, domnul director. Da, toată știu. Ați fost la București? Nu, da. Gata, e regulă. Continuăm acolo discuția. Pentru a ca să vă informez, avem o lege care statuează noi reguli în învățământul agricol. Și anume, doar un număr de 58 de licee din țară au trecut și sub tutela Ministerului Agriculturii pentru partea investițională, pornind de la o situație concretă care există în țară, și anume, pe de o parte, fermierii nu au cu cine să lucreze, pe de altă parte, în liceele agricole sunt o serie întreagă de situații care nu sunt în pasul vremii, cu alte cuvinte, nu au dotare necesară pentru a intra în procesul acesta de instruire al elevilor cu ceea ce există astăzi și ce va exista în viitor. Într-un cuvânt, n-au posibilitatea de a se conecta la noua tehnică folosită în agricultură. Motiv pentru care legiuitorul a hotărât, a legiferat, ca în acest domeniu, sub autoritatea și a Ministerului Agriculturii și Ministerului Educației, să facem ce trebuie în licee. Vom discuta concret la fața locului, cu cadrele didactice care sunt acolo. Mă bucur că domnul director a fost și la întâlnirea pe care am avut-o cu câtva timp în urmă, unde am stabilit modul în care vom lucra, în așa fel încât în plan investițional din următorii ani să putem face dotările care trebuiesc, în așa fel încât elevii să cunoască, să se obișnuiască, să se familiarizeze, să capete îndemânarea necesară, să-i dezvoltăm gustul pentru acest sector extraordinar de important, pentru că fermierii de mâine sunt cei care îi pregătim astăzi sau
în zilele următoare. Da? Vă rog, dacă aveți probleme pentru mine. Domnul ministru, vă rog. Sunt obligat de spunea asta să vă mulțumesc de două ori. Prima dată pentru măsura 7-2, care în maxim 10 zile ieși 6,5 km de asfaltare. E gata? Da. Unde e gata? De așa suntem în fază finală, a trecut licitația, a trecut tot. Bravo. Deci în circa 10 zile, 15 zile, sperăm să se întâmplă la treabă. Trebuie să vă... Cât are valoare? 1.050.000. Punctele, da, Concești, Bărcuța, Cucinele, Concești, bravo. Bravo. Împărțită că... Să știți. Lucrar, știți. A doua oară, mulțumiri pentru că mie personal mi-ați promis că o să mă ajutați și cu măsura pentru drumul de exploatare, care am avut 100 de puncte, punctajul maxim, dar sunt undeva în echilibru ce mai rămâne de la irigație sau... Corect. Corect. Așa e. Da? Sper să fie în atenția dumneavoastră să ascultă, pentru că depășim drumul. Știu. Drumul de exploatare. Tot 1.000.000 de euro. Dar asta crește pur și simplu, dacă credem că deci, nu avem perimetru, vă zici. Acum vreau să știu. Domnul Sfântului, poftiți. Bun, ce scuze, unul era. Poftiți. Domnul Sfântului, cu mare drag. Hai că stați lângă mine aici, Nu-ați un loc aici, lângă mine. Nu, stai. Veniți aici și trece domnul. Haide, așa, nu mai e să-ți spun. Da. Bravo. Pentru aceste două proiecte, bineînțeles că la toate necazurile mele avem un număr de 21 de proiecte la nivelul SASCUT-ului, ce depășește cu 650 de miliarde. Pentru celelalte de care le-am prins, tot dumneavoastră m-ați ajutat. Școala a început lucrările. Au început? Da. Căminul cultural începe în 4 zile. Și căminul cultural. Și cele 6 poduri. Da. Bravo. Mi s-a dat la bugetul statului 50 de miliarde, tot a lucrat 79 de miliarde, da, care în 3 săptămâni începe asfaltarea satului Berești. Bravo. Avem acum două și încă două proiecte care tot la dumneavoastră venim, pentru că știu de ce venim. Cel legat Metan Berești Pâncești și cel la apă canal Pâncești s-a scusat. În fine, le vom mai discuta. Nu le discutăm azi. Da. Le discutăm astăzi, după ce ne retragem din câmp și vedem partea aceasta de teren și avem și discuția la școala respectivă, telefonic, cu mine, stabilim drumul pe care îl luăm. Nu mai așteptăm, că folosiți-mă că sunt aici, ce stabilim aici, așa rămâne. E corect. Din punct de vedere al irigației, trebuie să vă anunț că sunt președintele Boaiului, nu mai sunt președintele Boaiului, că sunt expiră mandatul celor trei legislații al 2 ani și sunt bucuros pentru că au început să demareze băieții. Am vorbit de foarte multe ori cu domnul director de la NIM și s-au mișcat băieții, o să vedeți la fața locului. Noi irigăm la ora asta, că avem două motocompe de mare, adică peste 200 de cai avea, în care irigă, la ora asta irigă. Și băiatul irigează, irigă și Nicu Șerban împreună cu mine. Lărea Bățelor la Apia, în anul ăștia am primit banii, au fost câteva comentarii și prin asta, pescătorilor de animale, dar n-au ce comenta, că s-au primit la timp. Nu am unele răutăți care ne aduc în fața noastră la televizor, cu toată ne dă și nouă un semnal mai dificil, știți? Adică chiar suntem supărați pe neadevărurile care se spun acolo. Ei mint în continuare și caută ca politica asta de stânga, așa nu facem, pentru că aici am și consilieri de la Partidul Național Liberal și de la ALDE și de la PSD, deci suntem, am primit cu mare drag. Pentru că mi s-a creat niște emoții când s-au zvonit că o să fie remaniat.
Adică e la modă, tu e doar realitatea, te vezi într-un fel, dacă te vezi la România, te vezi la antena, vezi altceva. Faptul că ați venit așa și a ajuns, e un imbol. Noi ne puteam, adică ne puteam pricepe și la avut primit și mai faustos. Cer scuze personal că domnul președinte este plecat și n-aș fi revistat dumneavoastră când ați arătat la seară. Da, așa este și eu vreau să-i transmit salutul de respect și în același timp aprecierea deosebită față de activitatea, nu numai de activitatea dumneavoastră sale la nivelul județului, ci la nivelul țării și o persoană pe care o respect foarte mult, foarte mult și la care țin extraordinar de mult, de aceea și prin dumneavoastră, dar și eu personal o să-i transmit ceea ce am făcut în județ și ceea ce am lăsat în urma mea, pentru că am venit practic la lucru aici. Mai ales că acum ești membru al Comisiei de Agricultură Europene, da, care vă leagă acest lucru. Absolut, 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 absolut și mare lucru, e un sprijin formidabil că e prezența dumnealui acolo, prin prezența dumnealui acolo, prin activitatea pe care o desfășura, pentru că eu știu foarte bine ce înseamnă Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European, știu pentru că sunt de atâția ani de zile în Consiliul Uniunii Europene, în Consiliul de Miniștri privind agricultura și piscicultura și mai ales în perioada aceasta de președinție când am putut să intru în contact cu structurile europene, în așa fel încât să cumpărim bine politica agricolă comună în perspectiva 2021-2027. Prin prezența dumnealui acolo este un mare câștig pentru țară. Și ultimul punct de discuție care l-ați ridicat dumneavoastră este vorba de liceu agricol la Chelia. Mă bucur că a trecut la Ministerul Agriculturii și mă bucur că încă din liceul ăsta să mai scot niște copii de valoare, oameni de valoare și să nu credeți că am dormit și noi. Eu știu de Bunicu Cervan, Antinul Lorino și Interagro Aliment, susținem două clase de învățământ dual, încercând ca să păstrăm și oamenii, și profesorii, și funcționarii liceului. S-ar părea un lucru corect din punctul ăsta de vedere, ca și noi, la rândul nostru, să ne strângem primarii din jurul acestui liceu, să căutăm ca acei tineri care doresc să vină să studieze la liceu agricol să aibă mai multe avantaje. Sunt fel convins că dacă astăzi la Săscut, i-am spus și domnul director Paris, că lucrurile vor merge spre bine. Trebuie încă o dată să vă mulțumesc și asta o fac din suflet, că vă cunosc de peste 30 de ani, ca să ajung la Săscut. Și v-aș ruga dacă 15, 16, 17, 18, una din zilele Săscutului, dacă ați putea veni sau dacă... Sau dacă nu cu alte evenimente, chiar în campania electorală a viitorului candidat de președinte, să ajungi la Săscut, să vedeți cât Săscuten o să duni în jurul dumneavoastră, pentru că astăzi e zi de lucru și e altceva. Mulțumesc. Vă urez succes, sănătate și ne auzim. Mulțumesc. Prezenta Domnului Suplătei. Exact. Asta. Aici a fost de ultimă oară. Dacă vă spun, cred că l-a avut timp să schimbi. Acum o oră și 40 de minute l-am sunat. Am vorbit de cu domnul ministru, deci nu... Da, știam de ora 1 și eu apreciez punctualitatea. Eu am venit mai devreme, apreciez punctualitatea dumnealui. E un om cu care guvernul și rezolvă problemele în teritoriu și un om foarte apreciat, iar astăzi vom sta... astăzi vom sta de vorbă atâta timp cât trebuie, în așa fel încât să rezolvăm problemele cu care se confruntă județul în domeniul agriculturii și vă stau la dispoziție, domnul subprefect. V-aș ruga ca în drumul ăsta pe care îl purtăm până la locul de la stație, da, să meargă cu dumneavoastră și cu primarul în mașină. Ca noi să folosim timpul acesta. Deci să merg cu dumneavoastră într-una din mașini, și cu subprefectul și cu primarul, ca să vorbim cât mai mult, să folosim orice minut, în așa fel încât să ne
putem întoarce fiecare la locurile noastre de muncă cu ceea ce putem mai mult să facem astăzi. Dacă dumneavoastră, domnilor consilieri, dacă aveți vreo probleme, vă rog, de suflet. Domnule ministru, stați din niște, da. Eu personal vă mulțumesc că sunteți astăzi aici, într-o comună care, cred că ați auzit de ea, sigur, a fost o comună deosebită din punct de vedere, în punct de vedere al creșterii animalelor, a agriculturii, și prezența dumneavoastră astăzi aici îmi dă de gândit că dumneavoastră veți face în așa fel încât acest proiect cu irigațiile să se dezvolte, să se deruleze mai repede, pentru că iată vara... Cum vă spuneți dumneavoastră? Costea îmi spune. Și numele? Nicu Costea. Nicu, mi-ai să vă spun așa. Voi urmări acest obiectiv de investiții cum le urmăriți pe toate în sat. Mă bucur pentru că... Nu le las din mână sub niciun formă. Mă bucur pentru că prezența dumneavoastră îmi dă... îmi dă girul că lucrurile vor merge mai bine în viitor, că acest proiect este pornit mai de mult și tot s-a tărăgănat lucrurile și trebuie să pornim odată să rezolvăm această problemă puternică la nivelul comun. Aici ca primul obiectiv pe care îl urmăresc în județ și în mod deosebit la Sascut, ca și aici în Lăbea. Da. Vă doresc să aveți sănătate și să puteți duce la bun sfârșit lucrurile pe care le aveți în plan de rezolvat. Mulțumesc frumos. Altcineva? Dacă nu, haideți pe teren. Haideți pe teren. Nu știu,
Domnule, facem din amorsare, dăm domnul Bogdan așa am lucrat fără copii. Deci, ce vorbim acum? Iar mă frate, zic acolo. Tot am atinut. Mi s-a văzut după timpul. Păi vorba de 10 milioane de euro. Nu pot fi ridicat din cădere, uite-te. Ia uite-te. Amorsez acolo. I-am dat drum. Fără nimic direct. Nu aveți scări, atenție! Domnul, e poarta acolo, nu e poarta! Nu-i dacă faci la vena aia, nu-i dacă faci la vena aia, nu-i dacă faci la vena aia, nu-i dacă faci la vena aia. Am înțeles, dă pe sifonarea. Dă-mi drumul pe sifonarea, să aici poți să o facă domnule. Eu cam apa acolo, am apă. Nu, că-mi vrea. Nu, pe 15 septembrie terminăm stația asta. Nu mă interesează, domnul, aici ar fi în cum ne voase când ați vorbit. Eu cam apă, capite. Ce faci? Despre această vizită, ce... Nu e o vizită, este o zi de lucru pe care o fac cu multă plăcere și cu un mare interes. Cu multă plăcere pentru că văd că se lucrează și oamenii se țin de graficul de executare a lucrărilor și cu un mare interes pentru că avem un obiectiv în România să realizăm reabilitarea sistemului de irigații până ajungem la cele 2 milioane hectare. Iată, aici este un obiectiv din cele multe altele, cele 87 de obiective pe care le avem în țară și pe care le urmărim în execuție în așa fel încât să putem împlini acest obiectiv excepțional pentru țară, atât de necesar pentru fermieri și iată astăzi aici în compania celor care se ocupă de sistem, se ocupă de acest domeniu cu directorul general de la ANIF, cu autoritățile locale, cu domnul suprefect, cu domnul primar, cu un om care lucrează și pământul și un suflet mare de român, care cere ceea ce este necesar și anume cât mai repede să facem reabilitarea acestui sistem. Am discutat cu constructorii și m-au informat despre graficul de executare a lucrărilor. În această porțiune unde practic înseamnă reabilitarea stației de pompare prin revitalizarea întregului nod care presupune pe de o parte atât construcția sistemului de comandă, cât și nodul acesta hidraulic pe care îl fac prin conducte și prin agregatele de pompare, termenul de punere în funcționare pe 15 septembrie. Le-am spus că voi fi aici, cum de altfel voi fi în fiecare loc din țară, la obiectivele de investiții cu termenele de execuție în așa fel încât graficul să se desfășoare normal, noi susținând de la bugetul statului prin decizia guvernamentală sumele necesare pentru a se realiza acest sistem de irigație. După cum vedeți și aici și peste tot, aceste schimbările climatice sunt o realitate și nu o ficțiune, iar reabilitarea sistemului de irigație este obiectivul numărul 1 al țării.
în domeniul agriculturii. Care este nivelul cererilor din partea populației? Își permite, se racordează numele la... Sigur, păi cum să nu se racordeze, întrucât toată apa este gratuită. Noi asigurăm prin bugetul statului apa gratuită la fermieri și, evident, fermierii au de acolo, de la stația de punere sub presiune practică, de la unitatea hidraulică, au posibilitatea să acceseze fonduri europene prin măsura 4.3 de la Uniunea Europeană pentru a revitaliza și sistemul de secundar de irigație. Iată, îmi spune dumnealui că sunt deja două proiecte pe măsura 4.3, de aceea și unul de este măsura 1.2.5, care sigur a avut împlinirea necesară, cu alte cuvinte a fost realizat, dar facem tot ceea ce trebuie în sistemul principal de irigație, în așa fel încât să ducem apa de irigat la stațiile de punere sub presiune. De acolo intervine capacitatea și gradul de interes al fermierilor, care este extraordinar de mare. Oamenii sunt organizați, știu ce au de făcut, au depus și proiecte. Important este să ne facem toți treaba în așa fel încât culturile să fie irigate la timp, pentru a putea scoate cheltuielile pe care le fac fermierii și să obțină acea brumă de câștig care să le dea posibilitatea să-și urmeze activitatea în agricultură, în alte cicluri de producție. După cum ați văzut, în stânga, în dreapta, șoselei și mai peste tot în România se recoltează grâu, se recoltează orsul, se recoltează secară, se recoltează rapița, se recoltează mazărea și imediat plugurile sau agregatele de pregătire a terenului sunt în urma acestei lucrări, în spatele acestei lucrări, pentru a pregăti anul viitor, anul agricol. Practic, fermierii nu văd banii, doar văd lucrările și văd producția pe care o realizează și, de bine de rău, în acest an sunt satisfacții în rândul fermierilor. E adevărat că în anumite zone, datorită fenomenelor extreme, am avut de pierdut, înțelegând aici suprafețele afectate de grindină, unde și acolo interesul statului este îndreptat în direcția realizării sistemului anti-grindină, pe care de asemenea îl avem într-un program de investiții și pe care îl urmărim zi de zi. Pentru Anif, de la Anif, care este nivelul cererilor din partea populației? Niște date. Da, sigur, aici poate. În 2007 a fost formată organizația utilizatorilor de apă Sascut, de atunci activează. Au militat tot timpul și au accesat măsura 1.2.5, un proiect care a durat 5 ani de zile. Acum au încă două proiecte pe măsura 4.3 pe infrastructura principală. În paralel, noi, ANIF-ul, reabilităm infrastructura principală, eu cea secundară. Deci, interes, sunt aici 5.028 de hectare între sistemul de irigații. Deja sunt fermieri foarte puternici, cum este domnul Răuțu Cuiorinu, grupul Șerban, mai sunt și Helia, și mai sunt o serie de mici fermieri care, într-adevăr, vor apă, o așteaptă. Noi... dumneavoastră, vă... Da. Numele dumneavoastră. Efrim George, director de delegații la filiala Bacău a ANIF-ului. N-ar nimic cu delegație, dar cu dragoste. Nu, 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 nu. Delegat sau... Nu, 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 delegat. E vorba de a face treaba aici. Da. Cu puteri de pline pentru a face treaba. Absolut. Da, se vreau o poze cu mine. Da, domnule, ăsta suntem. Da, mă urmăriți, nu? De când mă urmăriți? Mă așteptați. Da. Răuțul nostru, mă așteptați să fiți. Aoi, vă rog. Cum? Care-i butonul ăsta? Da, la roșie. Haideți, domnule. Haideți, cum? Gata. A ieșit. Fac mai multe ca să fie tanturile bune. Gata, mă așteptați. Cu mare drag. O zi bună și succes. Poate bine să faceți această fotografie a lucrărilor de etapă. Cum au fost, cum sunt, în așa fel încât să intre în evidența instituției și în memoria aceasta. Că la vârsta asta am reușit să duc pe șantier, deși sunt inginer hidrotehnic din 1981. Și acum am la sfârșit, am avut ocazia să prind așa o lucrare. Bine, am fost rând, în alte domenii, dar
urmărirea lui lucrării aceasta de bun, dar e bine că... Mă gândeam că v-ați întrebat ce-i cu mine pe aici. Da, păi mă bucur că mi-a spus, pentru că... Iată, confirmați ceea ce multă lume spune, că de ani de zile, de ani de zile, și știm cu toții, de 30 de ani de zile, în sistemul de irigație nu s-a lucrat cum... Undeva la baraj în față. Adevărat, dar și eu până acum se pare că chiar sunt pe un drum extrem de bun. De aceea și urmări. Dreapta, nu și barajul. Adică să ajungem, indiferent ce o fi, ce s-a întâmplat, să ajungem să punem o funcțiune exact pentru acest 28 de hectare. Este foarte, este foarte important. Foarte important pentru toată zona. Mai ales că eu sunt chiar sascuteană de zona. De la Pâncer, dintr-o localitate foarte aproape de Sascut. Da, mă bucur pentru că eu am, la viața mea, am fost pe multe șantiere și am participat în misiunea, cred că pe care am avut-o, la realizarea sistemelor de irigație în țară, în județul unde am lucrat, apoi la nivelul țării, în 2004. Și iată că acum, în 2019, ne facem ceea ce gândeam la un moment dat, că nu mai e necesar, pentru că oamenii au grijă de sistem. Din nefericire, nu s-a întâmplat așa. Dar, haideți că ăștia sunt... aici, cred că... Da. Și mă bucur că întâlnesc specialiști în domeniu. Da, eu chiar sunt specialist. Da. Deci, sunt și convins că lucrurile vor fi foarte bune aici și vor fi realizate. Bucur că am avut ocazia să vă întâlnesc, când v-am văzut de atâta ori, dar să vă întâlnesc. Asta să vă întâlnesc. Numai bine să aveți. De ce era bine acolo? De ce era Până în aprilie abia am luat autorizația, 7 luni. N-ar nimic. Suntem în această fază, gata, am trecut. Și vă mai raportez o greșeală, că acest lucru te-am făcut din jur și n-ar nimic, nici cu asta. Unde e? Când ziceți că facem conducta? În cât timp? Aspirația să dăm prin căderii libere. Aspirația de care spuneți? Nu, conducta, conducta acolo. Sunt vătânt gata conductora care mergeți noastră. Metoanele săptămâna viitoare, din partea de metal, da. Suduri, poziționare, o să vedeți noastră, sâmbătă sunt gata. Și poate să-i dea drumul la asta? N-ar fi indicat. Vreau să torn betoane, că dacă se mișcă din bufoare metal cu gata, am înțeles. Avem și pregătit pentru irigație. Acum o să vedem și punctul acela. Haideți să mergem să vedem și punctul acela. Bravo! Dincolo, la fel, vedeți că i-a luat pământul.
Deci de luni, în două săptămâni, de astăzi în două săptămâni, sunt aici. Deci atenție, sunt aici. Domnul Răuții, să am posibilitatea tehnologică la stație să vă dau de acolo apă. Eu nu pot, că eu dacă am dat acum un pic, am inundat toată valea pentru un munct. N-am cum să desfac acolo, de la stație. Eu aveți, n-ați instalație aici, dar eu vorbesc la stație. Păi dacă eu desfac acolo, nu pe inundum tot ce am muncit. Deci, de astăzi, în două săptămâni, sunt aici. Gata! Reține ce vă spun. Bună ziua, să trăiți, bine ați venit! E emoții, la surprize, surprize, mă pricep că domnul se face aici, sunt director de la APIA. La noi prima dată se face astfel de figuri. Domnul primar, pentru acum 10 ani mă pomenesc cu un telefon să-mi spune că vine domnul ministru și cu domnul prim-ministru. Când mă? Într-o jumătate de oră. Acum am fost un fel de oră. Și mă pomenesc cu deci și tot așa. Făceam niște investiții acolo, niște modernizări și mă pomenesc cu domnul prim-ministru și cu ministru. Bă, zic, ce căutați, mă? Nu vă Sărbiți este pe George Săran și a plecat de la coarnele plugului. Și știe toată munca de la treapta cea mai de sub, de jos, până la cea mai de sus. Și cu toată modestia este unul dintre miniștri foarte buni a agriculturii. După 90, România a avut doi miniștri buni. Decebal Remer și Daia Petric, care au ținut la agricultori. De lapte de zi și vrem să ne facem fabrica noastră cu o capacitate de 70.000 de litri. Am început în primăvară investițiile. Vrem ca în noiembrie, în decembrie să facem propriile când vă invităm și pe dumneavoastră și dăm o șampanie. Cu mare drag, cu mare drag. Avem un parc. Suntem mobilizați. A luat atingerii și tot ce am de la mine, au zis. Niciun fel. Da. Dintr-o mare greșeală. Păi da, dumnealui. Dumnealui monodat. I-am cumpărat pământ aici. V-a zis că are apă, că are gaze, că are... Că... Uiteați gazele de aici. Bravo. Canalizare. Bravo. Dar acum văd de cine s-a găsit. Bravo, mama. Bravo. Bravo, bravo. Și vrem ca în, măcar în decembrie să facem proprie. Ne ajută Dumnezeu. V-ați să uitați că reprezintă unul din cooperatori. Felicitări. Bine, pe prietenul, colegul meu, prietenul meu și colegul și așa, știu că mereu păstrii. Eu nu pot să lasă să iau. Am discutat cumva voi și spunea, băi, Petrica, mă las, că uite, așa mi-a zis să se poate. Nu se poate să se poate. A zis, bă, nu ești. Nu ești. Nu ești. Porci mistreț, bivoli, cai, porci cu pești, capri, oi, capri, oi, sunt din toate. Las-o pe Maria să nu spui că e băiatul matale. Ia lui. Bă, mâncă te-o. Da. Bă, mâncă te-o. Să mai zic ceva, domnul Mingri, și nu-i poți să-i rog. Păi și băiatul. Da, mai are și fetă și băiatul. Așa, și ochii tăi. Mă, mâncă, așa. Păi da, și fată și băiat. Ok, hai din doamnă. Domnul ministru, cu chip. Hai. S-a mai întâlnit prima dată să facem. Da, în spate. Nu, în spate, acum nu pe zoan de zi. Da, da. Deci am fost dat prin și am primit la acesta acum săptămâna de acolo vine. Nu ne-am programat încă. Au zis să luăm legătura cu doi
consilierea consiliere la Direcția Agricolă și urmează să stabilim o consiliu de administrație în luna aceasta. Stabiliți repede, să nu dăm timp. Stabiliți repede, stabiliți repede că e de lucru. E un lucru ca să putem să facem fișa de investiții. Nu, noi am vorbit aici, doamna profesoară Coiată, cu noi răspunde din partea tehnică și am stabilit în legare de la UCO, de care... Să mă sune Dima. Da. Mă bucur că am reușit să ajung în primul liceu. După punerea în mișcare acestui ultim om. Fiind primul liceu, va fi prima acțiune ministrului. Sunteți și mă bucur că sunteți în această situație privilegiată. De aceea, trebuie să ne punem repede la treabă. Am hotărât, legiuitorul a stabilit, actul normativ este, îl cunoașteți, ordinul comun semnat de cei doi miniștri, îl știți, dumneavoastră sunteți la poziția care? La 14, în ce deșură? 14, deci. Gândiți-vă când vă puteți întâlni, pentru că acum îi dau dispoziție. Acum am întâlnit. Dima, te rog să notezi, se lasă ascult, liceul, primul liceu la care veți avea întâlnirea. Alo. Dima, deci stabiliți-vă astăzi când aveți întâlnirea. Astăzi și stabiliți-vă. Ca să putem să... Legătura faceți, astăzi o stabiliți. Îi spun secretarului de stat să pună de acord cu dumneavoastră. Spun eu, în prima întâlnire aici. Până atunci, Dima, dar sunt la Sascut, primul liceu tehnologic, cel care se află în lista de 58 pe poziția 14. Prima acțiune aici o începeți, puneți-vă de acord, i-a spus domnul director aici, domnul director cu câțiva dintre profesori, cadrele didactice, cu o parte sunt în vacanță, după cum puneți să știe, își stabilesc de urgență când are loc întâlnirea de lucru. Prima zi aici. Joi sunteți aici. Gata. Programați-vă pentru joi. Bine, ea antrenează și pe cei de la Ministerul Educației și să vedem ce și cum. Da? Bine, bine, sănătate. Joi, începe treaba. Ce realizăm? Faceți-vă un inventar ce vă trebuie. Vă trebuie teren. Unde este posibil? Cum să facem? Găsim teren, nu-i vreau, punem la discuție. Vă trebuie dotare. Ce trebuie? Să nu facem o listă cu toate, cu siguranță nu vor intra toate primul an. Nu avem. Pentru că vreau ca la fiecare liceu din România să fie făcut un pas practic în această problemă. Dar la fiecare din alea 58. Nu trebuie să-l asumăm. Acum că suntem pentru prima dată aici, ați avut prezența mea, mă ocup direct de dumneavoastră. Cu o singură condiție. Să-mi spuneți ce trebuie de ce trebuie făcut aici. Dumneavoastră știți, dumneavoastră stabiliți, eu o să spun asta ta, putem anul ăsta, asta nu putem anul ăsta, pentru că toate se măsoară în bani. În investiții. Catalogul n-are treabă Ministrul Agriculturii cu catalogul. N-are treabă cu programul de învățare. Are cu partea investițională. Ministerul, eu am venit să pun toate cuvinte sacre în spate. În spatele meu. Vă iau greutate această formidabilă pe care o aveți. Știți despre ce este vorba. Știți care este filozofia actului normativ. Știți ce scop urmărim. Știți ce obiective avem de realizat? Într-un cuvânt, vrem să fie mai mic. Împreună și la treabă. Eu vă mulțumesc pentru tot. Nu spuneți nimic ce va trebui acum, pentru că încă nu aveți dumneavoastră cristalizat. Ferme.
mari, dotate. A doua direcție pe care noi ne ducem aici, dotare internă. Internă. Care însemna laboratoare, sistem de control, conexiune, internet, care nu merge. La fermele de dotare, fermele care sunt aici, avem trei elemente. Fermierul, stimulat pentru copii, ați văzut și avem un început aici. Ați observat că fermierii, toți fermierii care angajează tineri pregătiți cu studii superioare, cu studii medii sau fără studii, au un stimulent de la stat. Pentru fiecare fermier, pentru fiecare angajat, angajatorul primește 1000 de lei, dacă este studii superioare, 750 lei, dacă studii medii, sau 500 lei, deci 5 milioane, dacă sunt fără studii. Noi aici trebuie să ajungem. În aceste două sectare. Pentru că fermierul lucrează cu utilaje performante. Costuri mari, productivitate, cunoaștere. Dacă unul din aceste elemente noi, care înseamnă cunoaștere, costurile cresc, productivitatea scade, eficiența fermierului este distrusă, este afectată. Și atunci statul are interes să investească aici. Cum o face? Prin această verigă a școlii. Prin această verigă a școlii. Dumneavoastră când veți întâlni cu echipa mea pe care vă instruiți să ne întâlnim. De aceste tipe mari de direcții, dumneavoastră trebuie să știți așa. Dumneavoastră, ăsta e nivelul, velul acum, de dotare, unde dorim și spunem avem ferme, și spune, da, Răuță, Răuță are această posibilitate de utilaje puternice? Da, l-avem pe Răuță. Avem 11 fermieri cu utilaje. Da. Ce dăm lui Răuță, nu-i stat? Facilități în scale. Poftiți? Facilități în scale, la ajutor. Păi sigur, ce dăm noi, ce avantaje îi dăm? Astea, șapele. Ce avantaje îi dăm lui Răuță ca el să primească pe Răuță? Poate avem nevoie de mijloace de transport aici. Cum vă deplasați? La fermele respective. Cum vă deplasați în câmpurile, dacă aveți câmpurile de. Deci, nivelul de dotare, dacă aveți. Apoi, și dacă este Răuță, îl prindeți. Doi, ce aparate trebuie să trebuie în școală? Și numai vârf de tine, să știți. Numai vârf de tine. Pentru a fi stimulat pentru ele. Domnișor, noi ați făcut deja un prim pas, noi avem două clase, că văzăm doar aici, firmele și că v-am trebuit. Care de 2 ani, nu? Da. De 2 ani. Avem o treabă. Da, o treabă. Avem o bază. Ne ducem în continuare. Corect. Bine. Corect. Atunci vom avea și posibilitatea ca elevii să zică, da, domnule, mă duc la liceu. Pentru că o să vedeți așa.
Nu întâmplător fac acest lucru. Pentru că în 2021-2027 politica agricolă comună se schimbă fundamental pe schimbare de generație. Și atunci ne putem duce în planul național strategic cu banii europeni să susținem această conexiune între școli și fermieri. Se stimulăm pentru că ei vor fi mâine, poi mâine, fie lucrătorii din ferme, fie fermieri ca afară. Și trebuie să... Cum poate să intre în curte dacă el vede un tractor uzat, un tractor care nu-l mai vede pe câmpuri, dar dacă vede o combină sau un tractor acum cu dotările respective, cu aer condiționat, condiții economice, îl atrage. Spune Dumnezeu, decât să mă duc într-o fabrică unde există un banc de lucru, iată că mă duc în câmpul liber, în agricultură, într-un utilaj performant, unde am condiții pentru a-mi putea desfășura activitatea. Și a câștigat. Mă aveți alături de dumneavoastră tot timpul în acest cupaș și vă rog pe dumneavoastră că sunteți cadre didactice cu experiență, dornice de a instrui copiii aceștia minunați, păi ați văzut cum stau ei la ușă, cât de frumos sunt, cât de atenți și ce scripire caldă au în ochii lor. Să rămân. Acum, domnule, am venit la liceul ăsta. Dar sigur, nu se face ce rugăminte. Nu, că am neagrodat. Eu zic că în această fază să discute cu cadrele didactice care sunt în școli, cu primarul de la comuna respectivă, obligatoriu, cu cei de la învățământ, pentru că noi vom face o fișă de investiții. Vom face o fișă de investiții care va avea care va avea continuitate în planul investițional al Ministerului. Pentru că nu se putem rezolva problemele în 2020. Ce luăm acum pentru ce este necesar? E necesar teren? Uite, aici nu e necesar teren. Este necesar teren? Avem la adesea teren. Și facem un inventar al problemelor la 58 plus multe. În țara 58 facem fișa de buget în care prindem liceul teoretic cu tare. Atât. Cine realizează aceste lucruri? Evident, Ministerul Agriculturii cu dumneavoastră, cu directorul de școli să ne facă mai mult. Mai faceți una, că nu mi-ai spus asta. Păi, dar sunteți cu telefonul dumneavoastră. Da, domnule. Făcut, mai facem. Da.